Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. A fost instituționalizată într-o Românie care este preocupată de orice, numai de copiii săi, nu. A fost traversată de multe obstacole, a trăit cât alții într-o viață. Barierele le-a transformat în oportunități. Este veselă, plină de viață, energică, pozitivă și cu o dorință mare de cunoaștere. Am avut o bunică care m-a dat la casa de copii. Din start, acum faci cozonaci și eu sunt lângă tine și băgăm cozonaci în cuptor și gust din crema de umplutura a cozonacului. Sunt iepurașul tău, nu comenzi de vreo 3 ori că sunt un iepuraș și după aia aduci iepurașul la casa de copii. Și iepurașul pe drum te roagă, nu mă duce la casa de copii și ea zice că așa e mai bine pentru toată lumea. Se dă buluc la orfelinate să se ia copiii acasă de sărbători și argumentez de fiecare dată că mai rău îi faci unui copil atunci când îl iei 3 zile și îl întorci decât dacă nu l-ai luat deloc. Martin Luther King a avut un vis ca negrii să aibă drepturi. A luptat, a militat pentru desegregarea socială, rasială, până la urmă. Bună seara, dragi prieteni! Sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Viața invitatei mele de astăzi bate filmul. Copilăria sa a fost umbrită de sărăcie, a rămas orfană de mică, a fost instituționalizată într-o Românie care este preocupată de orice, numai de copiii săi, nu. A fost traversată de multe obstacole, a trăit cât alții într-o viață. Barierele le-a transformat în oportunități. Este veselă, plină de viață, energică, pozitivă și cu o dorință mare de cunoaștere. Este exemplul viu că din sărăcie putem ajunge la prosperitate, din ignoranță putem atinge cunoașterea, din singurătate putem ajunge la iubire și afecțiune, precum ea declară. Într-o lume în care unii vor să cosmetizeze, să se proiecteze într-un rol, să se afișeze într-o lumină favorabilă, ea a ales să fie sinceră. Este fericită și împlinită ca mamă, soție, ca membru al societății, ca profesionist la locul de muncă, moderator, autor, speaker motivațional, consultant. Nadine, bine ai venit la Oameni și Păreri! Bine v-am găsit și mulțumesc tare, tare mult pentru invitație. Nadine, ai 25 de ani în spate de muncă în televiziune. Toată țara te știe de la Școala Vedetelor. Acum 25 de ani activai în aceasta. După cum este și conceptul, titlul Școala Vedetelor, acolo te formai pentru a dobândi statutul de vedetă. Care este, în accepțiunea ta, definiția vedetei? Vezi, acum m-ai prins într-un moment al vieții în care mă feresc de orice formă de etichetare, pentru că atunci când domnul spune eu sunt contabil, eu sunt inginer, eu sunt profesor, îi este greu, din punctul meu de vedere, să-și trăiască viața ca ființă pe lumea asta și atunci se încadrează, băi, eu sunt profesor, deci ce face un profesor? Un profesor mănâncă așa, un profesor râde așa, un profesor se îmbracă așa și tot mai departe. La fel și cu vedeta. Ce face o vedetă? Ce înseamnă o vedetă? Și cred că nu se mai potrivește acestui secol nevoia de a eticheta o persoană publică și cu titulatura asta de vedetă. Nu cred că își mai are rostul și noima. Pentru că pe vremuri vedete erau Angela Similea și Corina Chiriac și cred că acolo s-a încheiat era vedetelor, când partidul le spunea cum să se îmbrace și cum să se manifeste artistic. A venit Revoluția, am venit noi cu Școala Vedetelor și toate acele trupe cu 300 Dest, cu Mafia, cu
cine mai era genius și atunci n-am mai vrut să fim impecabil pe scenă, nu mai era partidul care să ne spună și am început să prindem gustul la ce înseamnă să intri pe scenă în blugi și în tricou și publicul care în continuare era cu căciula de Astrahan pe cap și aplauda ritmic toată sala, dacă mai ții minte, în anii 90. Am învățat și publicul la rândul său că e în regulă să te ridici în picioare, că e în regulă să... Este în regulă să fim mai aproape unii de ceilalți, pentru că înainte era această distanță. Și atunci, alea erau vedete. Acum, n-ar trebui să mai existe... Ar trebui să fiu om. Să fiu om care își manifestă idealurile prin profesie. Să fii om, dar fără să mai pui în spate ideea de moderator. După cum ai opinat, cred că ești de acord cu zicerea lui Einstein. Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. Da. Sunt recunoscătoare pentru succesul pe care l-am avut, pentru că mi-a pus un acoperiș deasupra capului, mi-a făcut rost de o viață de calitate. În schimb, cu mintea de acum, ar fi trebuit să-mi doresc altceva, nu neapărat succes. Dar eu recunosc cu disperare, mi-am dorit succesul. Lucru pe care nu mi-l mai doresc acum. Acum nu-mi doresc să fiu prima în nimic, pentru că știu că a fi primul în ceva ce societatea decide este iluzoriu și irelevant în relație cu mine. Îmi doresc să fiu prima în relație cu ritmul meu, ritmul vieții mele. Nu mai îmi doresc să urle lumea după mine pe stradă și nici să apar pe copertele revistelor, înțelegând că real nu investește în mine nimic ca om. Dacă cineva pe mine mă admiră, atâta timp cât eu nu am abilitatea de a mă admira pe mine și a mă respecta. Și atunci și succesul și-a schimbat valoarea. Când s-a petrecut la tine metamorfoza, transformarea? Când ai ieșit din cocon? Spui că a existat o transformare. Eram pe la 21-22 de ani. Câștigam enorm de mulți bani pentru vârsta mea și pentru profesia mea. Și toată ziua eram în turnee și cântam și aveam grijă să fiu slabă și să intru în rochițe și să impresionez și să am ultimul cuvânt și să atrag atenția. Erau singurele valori pe care le percepeam ca fiind importante și necesare pentru a reuși în viață, așa cum înțelegeam reușita în viață atunci. În același timp eram și extrem de agresivă pentru că nu aveam un loc al meu în mine și nici într-o familie nu aveam sfătuitori adulți, oameni care să-mi spună asta e bine, asta e rău. Cumva loteria vieții m-a dus în contextul ăsta în care să câștig bani și să fiu cunoscută, fără să am un fond în care cineva să fi cultivat în mine niște valori reale pe care să pot așeza tot ceea ce eu aduceam prin profesia și experiența mea de viață profesională cât și personală. Și atunci mă cam zdrângănisem la cap. Și ceva s-a întâmplat, ceva miraculos, că de asta, acum la 43 de ani, bag mâna în foc că cele două lumi se întrepătrund, lumea asta fizică cu ceva ce este paralel cu ea. Pentru că, dintr-o dată, în mijlocul succesului și în mijlocul banilor făcuți și a tot ceea ce vedeam a fi visul vieții, mi-am dorit să dau cu barda, să se rupă tot și să plec într-o altă direcție. Numai că tot și acum, cu mintea de acum, pun accent pe momentul când am zis toate astea nu contează, nu au valoare, prefer să o iau de la zero, să-mi asum riscul de a pierde tot. La 20 ceva de ani nu vrei să pierzi tot. Nu vrei nici banii să-i pierzi, nici băieții care fug după tine, nici atenția, nici hăinuțele vieții și așa mai departe. Însă ceva din afara mea a dus această muncă cu mentalul meu, cu subconștientul meu, cu supraconștientul meu, cu toate variantele de eu posibile. Și am plecat din țară vreme de 7 ani. Și am avut timp până ăștia 7 ani cât am fost o spătăriță de dacă, cât am făcut curat prin case, cât mi-a fost frică că nu o să am bani pentru hrana a doua zi și așa mai departe, să curețe în mine ceea ce fals construisem ca personalitate, ca ego și să îmi dau șansa unei alte variante de a fi ca om. Ai spus că înainte de toate ai vrea să fii om. Ce sau cine ți-a dat putere să fii omul de astăzi, omul Nadine?
am avut noroc că mi-a plăcut întotdeauna să citesc și am avut noroc că fiind neagră și copiii nevrând să se joace cu mine și am avut noroc că băieții nevăzându-mă, nepercepându-mă ca atrăgătoare, mă lăsau în pace, nu mă băgau în seamă. Și am putut să investesc în mine în timp ce fetele frumoase erau plimbate, erau duse la cinema și din punctul meu de vedere își pierdeau timpul și anii ăia prețioși în care se investește în idealuri, în direcție, în viziunea despre viață. Hei, am 16 ani, încotro, mi-aș dori să fiu când mă fac mare, când mă voi face mare. Hei, am 11 ani, mi-aș dori să... Dar când ești popular și când copiii vor să se joace cu tine, nu prea ai timp de asta, că ești toată ziua la joacă. Și eu am transformat asta într-un avantaj, nedorindu-și nimeni să joace cu mine, am putut să bat câmpii despre unde mi-aș dori să fiu și a ieșit în tocmai. Și solitudinea și singurătatea la un moment dat m-a forțat să am nevoie de lumi în care să călătoresc și acele lumi se aflau în cărți. Și ăsta a fost un avantaj extraordinar pentru că am văzut ce-i pe piață, am văzut câte variante de, datorită cărților, am putut vedea câte variante de oameni pot fi pe lumea asta și am aspirat să fiu ca cei din cărți și nu ca cei din fața blocului, știi, care jucau cu surprize, cu piatra, cu lumea mea în comparație cu ce vedeam în fața blocului sau în spatele blocului la Leagăne, făcea să pară mult mai atrăgătoare. Și atunci mi-a dat claritate și acuratețe acest citit, acest călătorit în alte lumi. Și când a venit momentul să iau decizia unui comportament, mi-a fost mai simplu să aleg un comportament al unui personaj din cărți decât un comportament al unui copil din fața blocului sau din spatele blocului sau așa mai departe. Și cred că asta a fost o investiție în viziunea mea despre lume și despre mine în raport cu ea. Când vorbeai, mă gândeam la ce spunea Mircea Eliade. Nu poți fi om fără să fii o ființă culturală. De ce nu vreau copiii să se joace cu tine? Copiii ar fi vrut să se joace cu mine, numai că părinții lor adulți spuneau nu te poți juca cu cioara aia, poate are sida, auziseră ei de prin filme sau ceva, de pe vremea lui Ceaușescu, nu știu dacă știi, era că sida se face de la maimuțe, eu fiind neagră eram o maimuță și atunci nu te puteai juca cu mine. Că totodată este adevărat că am fost și un copil neîngrijit și aveam păduchi, mai aveam și râie și atunci cumva pot înțelege că la sfârșitul zilei nici eu nu mi-aș lăsa copilul să se joace cu cineva care era ca mine. Pentru că eu expuneam orice copil la diverse și cu mintea de părinte acum înțeleg alegerile acelor părinți. Nu în totalitate, dar pot înțelege. Și din cauza și mai ales și cultural, din punct de vedere social, ei nu văzuseră negri. La televizor erau doar filme coreene, chinezești și libaneze. Și normal că atunci, faptul că eram de altă culoare și neavând o educație nici la școală, nici de nicăieri, era bizar, chiar dacă mă vedeau aproape zilnic. De obicei sunt întâmplări care ne marchează viața. Anumite mirosuri le asociem cu cele ale copilăriei, cu anumite evenimente. Ai trăiri, simțiri pe care ai vrea să ni le destăinui din copilărie? Bune sau nebune? Cum? Și. Pentru mine, m-a întrebat cineva despre școala online și spunea așa ca un avocat al școlii fizice, știi? Și i-am spus, mă, întreb omul nepotrivit. Mie nu mi-a plăcut, mie îmi place să învăț, că de-aia sunt acum la școală. Îmi place studiul, sunt un om curios, dar mie mi-a fost îngrozitor de greu la școală, pentru că copilului sărac este foarte greu la școală. Și după aia sunt foarte mulți care spun că ar vrea să retrăiască copilăria, lucruri care mie îmi dă coșmaruri, așa. Eu abia așteptam să mă fac un om mare, să cresc, să treacă ani peste mine, să fiu stăpâna propriei vieți, să nu mai depind de adulții irresponsabili din viața mea.
și să se ducă odată copilăria aia, și chiar când eram copil, m-aș fi băgat într-o scorbură și să treacă 20 de ani razant pe lângă mine, ducă-se toate cele ale copilăriei, că nimic bun nu era în ea. Sunt câteva amintiri, dar atât de tare mi-am blocat copilăria încât... Nici nu știu ce să zic pe cuvânt despre copilărie. Din alea bune, că na. În schimb, sunt foarte percep, mi-amintesc ororile pe care le-am trăit în casa de copii de când am intrat și speranța de ieșire de acolo și toată perioada aia, aia mi-amintesc. Gustul de ciulama. Cum? Gustul de ciulama. Ciulama, da. Aia a fost o zi specială pentru că mâncam acea ciulama în timp ce la ușa de la intrare de la cantina aia venise să mă ia cineva acasă și am asociat ciulama cu libertatea pentru câteva zile și părea a fi cea mai bună mâncare. Am fost cu asociația mea într-o casă de copii de curând și probabil că tu și cu siguranță tu și telespectatorii tăi știți că oriunde am merge, mergem și cu copilul din noi, adică și cu istoricul nostru și cu tot acel bagaj emoțional. Și m-am dus cu asociația mea non-profit într-o casă de copii a acestui secol, în urmă cu vreo 3-4 ani și copilul din mine mai avea puțin și se tăvălea pe jos de gelozie, urlând în mine, ăștia au șampon, ăsta fiecare are patul lui, au așternut de pat, au plăpumi, au dușuri în cameră. Și eram și mă gândeam că la așa o casă de copii aș mai fi vrut odată, cu ghilimele de rigoare, dar eu îmi permit gluma. Pe vremea noastră, casa de copii era, pe vremea Ceaușescu, nu aveai săpun, știi? Știu că făceau săpun în curte sau unde, Doamne iartă-mă, îl făceau ceva sau în bucătăria aia, dar îl făceau de casă și tăiau feline. Duceam, stăteam la coadă să ne luăm câte o felie de săpun pe care, cu care ne spălam și hainele singuri și pe noi înșine și trebuia să și ascundem săpunul ăla că puteau să ți-l fure alți copii. Da. Ce alte întâmplări memorabile mai ai de acolo? Memorabile. Bătăile erau memorabile. Acolo am învățat că pot să iau multă bătaie și că pot să dau multă bătaie. Și acolo am învățat că pot fi bătută și de oameni mari și de copii, dar și eu la rândul meu pot să bat și copii și oameni mari. Și era o realitate plină de virtuți. Pentru că nu era rușine să te bați și nu era rușine nici să fii bătut decât dacă se râdea de tine că n-ai bătut suficient de bine. Și știu că violența, agresivitatea și dorința de bătaie a persistat mult în viața mea. Mult. Ți-a fost afectată așadar integritatea fizică. Însă ce putem spune despre integritatea psihică? Cum ai fost afectată psihic? Un copil, un pui de om care nu are părinți și care nu are stabilitate și care nu are, dar din păcate am văzut că asta se întâmplă și la cei care au părinți, dar nu au stabilitate, nu au rutină, părinții se ceartă între ei, este mediul ăla agresiv în care se urlă și toată viața o duci. Eu am stat 5 ani în terapie și am rezolvat enorm de multe lucruri. Însă mie acum comportamental mi se reproșează niște lucruri și le mai reamintesc celor care îmi reproșează că sunt o variantă foarte bună a istoricului meu, a unui om cu istoricul meu. Și pe mine cei 5 ani de terapie m-au făcut să fiu viabilă pentru viață, viabilă social, să nu am niciun fel de dependență de alcool, de țigări, m-am lăsat de
toate, mi-am curățat trupul și mintea și datorită terapiei, în schimb, evident că sunt enorm de multe alte lucruri pe care le duc pe picioare cu demnitate, zic eu. Însă oamenii pe care îi vedem pe stradă, extrem de agresivi, care scuipă, care își bat copiii, care își bat nevestele, femei care își bat copiii și părinții și așa mai departe, acei oameni nu au avut cei 5 ani de terapie sau cât ar fi fost nevoie. Acei oameni nu au avut acel bagaj de informație care să-i ajute să se înțeleagă pe ei înșiși, să aibă înțelegere pentru istoricul lor și să știe cu ce unelte să-și dea o formă armonioasă. Și sunt multe cu care am rămas și pe care le duc și care se văd în viața de zi cu zi. Am norocul meu că la Barza chiar a făcut Dumnezeu cuib și am un bărbat care înțelege total și prieteni care înțeleg. Sunt un om, adică acel istoric m-a adus la vârsta de 43 de ani să fiu un om care să prefere solitudinea, aș face orice numai să mă lași singură, aș face orice numai să nu mă suni, pentru că copilul singur, copilul cu traume, își dezvoltă o lume a sa interioară în care este în confort și în armonie cu el și cu lumea. Și orice ieșire în afară este o expunere care copleșește la un moment dat. Și eu, de exemplu, la vârsta asta, oricât de conștientă sunt de abilitățile mele și de lumea în care trăiesc, tot am disconfort să ies din lumea mea. Prefer să rămân în casă, prefer să nu sune telefonul și să nu am vizite. Copiii instituționalizați sunt marginalizați, stigmatizați și discriminați. Ce le poți spune celor care ne urmăresc? Cum ar trebui să se raporteze la astfel de copii? Foarte multă compasiune. Foarte multă compasiune. Vreau să dau exemplu de ceva, dar nu vreau să expun pe nimeni. Dar sunt oameni cu care ne întâlnim în viețile noastre de zi cu zi și știm despre ei că poate au rămas fără unul dintre părinți sau poate că mama a fost alcoolică sau tatăl pe droguri și sau instituționalizați. Numai că oamenii aleg să aibă față de ei o compasiune cu măsură, știi? Da, mă, da, totuși nu se face așa ceva. Pentru că tot încearcă să se raporteze la ei ca la niște oameni normali, cu ghilimelele de rigoare. Un copil fără părinți, un om care a trăit marginalizat și umilit și căruia i s-a luat demnitatea, șansele ca el să fie un om care să reacționeze și să aibă un comportament așa cum ești obișnuit și să poți să-l compari, să îndrăznești, să-l compari cu oamenii care au fost trimiși la școală de un părinte și le-au spus: vezi, mămică, că sandwich-ul tău este în geantă și ți-a lăsat mami cheia supres și să-ți încălzești ciorbița și vine mama la patru. Dar să-l compari cu un om care a trăit așa este o nedreptate fără margini și o cruzime fără margini. Pentru că unui copil fără părinți îi lipsește un lucru de bază și anume ideea de apartenență. Treci prin viață și niciodată, indiferent de contextul, nu aparții. Indiferent ce tumbe se fac în jurul tău, indiferent ce realitate îți construiești, la bază tu știi că nu aparții. Asta este în structura de bază a sinelui unui individ, în structura lui, a tot ceea ce este baza, matca în care este copilul fără părinți, este aceea de nu aparțin, de neapartenență. Și un om care nu aparține nu poate construi nimic. Un om care, decât cu foarte, foarte multă muncă, sau ca mine, să fii înconjurat de tomuri de cărți, să-ți iei referințe doar din clasici, să stai conectat constant la studiu și la analiză. Lucru care nu este viabil pentru oricine care are un serviciu de la 9 la 5. Și atunci este important să avem compasiune și respect pentru ritmul lor de a se integra, de a accepta o relație, de a ieși dintr-o relație, de a fi în raport cu orice. Ai dreptate, când copilul se dezvoltă în afara mediului familial, șansele de a-și pune în valoare potențialul
scad aceste șanse. Și are legătură și cu societatea în care trăim, pentru că, din păcate, noi românii trebuie să punem umerii, noi românii trebuie să punem umărul la a construi acea societate în care nimeni nu este lăsat în urmă. Nici femeile care pleacă din relații abuzive nu rămân în urmă, nici copiilor, nici copiii celor care pleacă la cules de căpșuni, să nu rămână nici ei în urmă. Trebuie să gândim pe toate palierele, nici cei care, copiii care sunt în orfelinate. Dar pentru asta noi trebuie să creăm, de exemplu, este această cretinitate fără margini, și te rog să mă ierți că folosesc expresia asta, în care se dă buluc la orfelinate să se ia copiii acasă de sărbători. Și argumentez de fiecare dată că mai rău îi faci unui copil atunci când îl iei 3 zile și îl întorci, decât dacă nu l-ai luat deloc. Și bunii samariteni spun, bine, și ar fi mai bine pentru acel copil să rămână acolo și să nu cunoască și el ce înseamnă o casă și o familie. Da, evident, pentru că acel copil este întors și mintea lui de pui de om se întreabă, ce am făcut de m-a întors? Ce să fac să mă ia din nou înapoi? Cum să fac să mă țină mai mult? Dar oare care e diferența dintre mine și cel pe care l-au păstrat, care este copilul făcut de ei? Și ceilalți copii care spun, dar ce ai făcut de te-au întors? Și copilul care își face planuri, data viitoare, o să mănânc mai puțin, o să fac nu știu ce, o să fac orice numai să mă păstreze. Pentru că copilul de om nu înțelege că tu ți-ai făcut plan să ai un singur copil și din când în când ești deschis să iei un altul pentru câteva zile. Și asta este o virgulă în sistem. Trebuie, sunt acele programe de Big Brother. Du-te și vizitează copilul constant. Constanța este cheia la copilul care nu are rădăcini. Vizitează-l, du-l la un film. Vreme de 20 de ani. Ajută-l să-și dezvolte o viziune a vieții. Dar nu-l lua și nu-l duce și anul viitor e un alt copil. Hai să încercăm și o fetiță anul ăsta. Știi? Și trebuie să construim acea... O vom face. Sunt foarte optimistă. O să mai dureze 102 de ani, dar o vom face. Altminteri, îl dezamăgești. Îl amăgești, mai bine spus. Îl frângi. Și gândește-te doar că dacă tu, tot ceea ce percepi tu cu mintea de adult, e o dezamăgire pentru copil, este de 100 de ori mai mult. El nu are bagajul tău de informații, el nu are ce să-și spună sieși când e cu capul pe pernă, de ce m-a întors? Mă ia și la anul. Câte sărbători are un an? Poate mă ia de Paști. Adică nu are ce să-și dea lui ca să fie bine cu el în situația de reîntoarcere. Pot înțelege că adultul nu are abilitatea de a-și imagina ce înseamnă pentru un copil să fie orfan, să n-ai pe nimeni, să fii într-o casă de copii. Pot înțelege asta. Dar nu pot înțelege cum să nu percep că este o formă de cruzime, decât dacă nivelul evolutiv este unul foarte mic. Și, din păcate, noi în România, educativ, suntem la un nivel foarte scăzut. Și atunci și asta e scuzabil. Nu e vina nimeni. Ce s-a întâmplat cu încrederea pe care o aveai în oameni? Mă refer la copilul, Nadin. Nu cred că am avut-o vreodată. Ți-a lipsit cu desăvârșire. De ce? Da. În primul rând, am intrat în contact foarte repede cu adulți irresponsabili. Și acum nu vorbesc doar în cazul meu, vorbesc cu orice copil care are un adult în grija căruia se află și care îl bate sau care îl umilește. Când trec anii, copilul înțelege că aia a fost înjurătură și că aia a fost umilință. Poate nu o percepe atunci, cu siguranță nu o percepe că n-are bagajul, dar trec anii și ceva se destructurează. Evident că se destructurează de la momentul în care auzi injurii la adresa ta de la adulții aia de la care te aștept să primești afecțiune și respect, iar în timp să se concretizeze și mai mult. Am avut o bunică care m-a dat la casa de copii. Din start, acum faci cozonaci și eu sunt lângă tine și băgăm cozonaci în cuptor și gust din crema de umplutura cozonacului. Sunt
iepurașul tău, nu comează de vreo 3 ori că sunt un iepuraș, și după aia aduci iepurașul la casă de copii. Și iepurașul pe drum te roagă, nu mă duce la casă de copii, și ea zice că așa e mai bine pentru toată lumea. Și chiar dacă aveam numai 6 ani, lucrurile astea se așează undeva. E adevărat că ele nu au același simbol și titulatură pe care o are un om adult pentru acel comportament, dar copilul nu e prost, ok? El are habar și se începe să se rupă lucruri. După aia, de exemplu, în casa de copii erau aceste femei îngrijitoare pentru care noi, copiii, căram noaptea diverse traiste la casele lor, cu zahăr, cu făină, cu ce-și luau ele de pe acolo, și noi căram alea. Poate că nu am o etichetă pentru comportament, dar ceva e, n-are noi, mă știi, la un nivel foarte profund. Și în timp când vezi că oameni, profesori care se uită la tine într-un fel și care și sunt așa, te țin la distanță că le e teamă să nu sară păduchii de pe tine, sau lucrurile astea se așează undeva și se face o distanță între copil și lume. Iar eu duc asta cu mine în continuare. Nu știu ce aș putea să citesc sau câtă terapie aș putea să mai fac să am încredere în oameni. Și mai mult decât atât, e și cu aia. Dacă mi-ar da cineva, zice, uite, asta e pastila albastră, dacă eu să ai încredere în oameni, m-aș preface că aș lua-o. Dar gândul că aș putea să am încredere în ei m-ar înspăimânta. Să înțeleg că și acum ești reticentă. Umbra copilăriei încă persistă în viața ta, din punctul acesta de vedere, al încrederii. Sigur. Și din punctul ăsta de vedere, da. Și din fericire. Sunt recunoscătoare că nu se poate curăța istoricul. Sunt recunoscătoare pentru că îmi folosește enorm în felul în care gust viața de zi cu zi acum și relațiile cu oamenii și felul în care îmi conduc atelierele de dezvoltare personală. Îmi place că am un arsenal și îmi place că atunci când mă întâlnesc cu pui de oameni care nu știu încotro și care spun, Doamna Nadine, n-am să reușesc pentru că eu am fost într-o casă de copii sau pentru că suntem săraci sau pentru că râd copiii de mine, eu am ce să-i spun, am ce să-i dau acelui pui de om, tocmai datorită și nu din cauza a istoricului meu. Așadar, mă bucură că nu se poate curăța pentru că îmi folosește mie. Și investesc și eu cumva în alții prin asta, dar totodată este și un regret profund pentru că totul este distorsionat. Înțeleg că fiecare vede lucrurile exclusiv dintr-un unghi subiectiv, unic. Numai că la oamenii cu istoricul meu, acel unghi e cu o mare lehamite, știi? Și cu o... știi? Barierele așadar sunt folositoare. Barierele de atunci, acum le folosești pentru a ajuta asemenii tăi. Da, le folosesc pentru cei din jurul meu care se știe că dacă arde la mine vii și pe mine mă suni pentru că am o părere foarte tranșantă și sunt cu fața la joc și prezentă și nu ne lamentăm, doar rezolvăm, nu suntem victime, doar triumfăm. Ai publicat o carte. Îndeplinește-ți visurile și planul tău cu tine. O carte despre construcția și reconstrucția vieții. Are în cuprins tehnici de identificare a visului, de dezvoltare a unui plan și de implementare a lui, da? Strategii. Iubesc cartea și iubesc ideea de a-ți îndeplini visul și planul cu tine pentru că sunt două lucruri diferite, dar tangențiale. Eu cred, din punctul meu de vedere, visul unui om este luminița de la capătul tunelului. Cunosc oameni într-o sărăcie cumplită sau într-o situație de viață cumplită din care nu poți băga mâna și să-i scoți pentru că numai ei se pot scoate pe ei înșiși. Dar fiecare dintre ei are un vis. Visul meu este să. Și îi văd că atunci când vorbesc despre visul lor, au și soluții cum să ajungă să-și îndeplinească visul. Noi ceilalți trebuie doar să ne dăm la o parte și să nu împovărăm sau să nu venim cu naturalețe prostească spunând
Ai mă, că visele nu se îndeplinesc. Păi, dar cum o să-ți iasă ție? Apropo de vis, mă gândesc la Martin Luther King. A avut un vis ca negrii să aibă drepturi. A luptat, a militat pentru desegregarea socială, rasială, până la urmă. Orice mare om a avut la bază un vis. Fără un vis, n-ar fi reușit. Care a fost visul tău? Noi toți suntem oameni mari în universurile noastre și fiecare dintre noi a fost hărăzit cu un vis. Am primit acest cadou de a avea un vis și de a avea o țintă. Visul meu a fost să cânt și să fiu pe scenă lângă Angela Similea și Corina Chiriac, pentru că alea erau reperele societății de atunci, și să fiu pe aceleași scene cu ele, și s-a îndeplinit înzecit visul. Și cred că fiecare dintre noi, înainte de a afla ce zodie este, ce se va întâmpla cu zodia în ziua respectivă, nu le mai spun prostii, iartă-mă, ar trebui să investească multă introspecție în ce îmi doresc eu, care este idealul vieții mele. Și tu să spunem că ești ultimul sărac cu patru pe linie, dar îți dorești să fii doctor. Nu întâmplător tu ai visul ăla. Nu întâmplător tu ești cu patru pe linie și ai visul ăla. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Oameni cu patru pe linie au ajuns să fie doctori. Oameni din sărăcie cumplită au ajuns să fie doctori. Dau exemplu de doctor, că este un simbol de reușită acceptată de toți. Indiferent care este visul unui om, el are noimă cu tot ceea ce este el și cu mediul în care este el. Toate visurile sunt pentru a fi îndeplinite, niciun vis nu este pentru a fi, pentru a-și bate joc de cel ce poartă visul. Și preocuparea noastră ar trebui să fie în a investi, nu seriale, nu terăsici și cafeluțe, nu prostioare de cum să mai pierdem timpul să ne facem unghiile și genele. Investit 100% în vis, pentru că visul îți va răsplăti toată viața, în sensul că odată ce ți-ai îndeplinit visul, se aranjează și cu casa, și cu iubirea, și cu familia, și cu tot. Dar fă-ți visul, pentru că visul este matca unui om. În visul ăla te așezi ca să fii bine cu tine și cu toate și să le rezolvi, să meargă rotițele. Când vorbeam, mă gândeam la marele doctor Ben Carson, că tot ai dat exemplu de doctor. Mama lui l-a sprijinit în demersul de a ajunge om mare, și ce om mare este în momentul de față. Se uita la televizor, urmărea seriale, emisiuni, și mama i-a spus: vrei toată viața să te uiți la televizor sau să fii omul care vorbește la televizor? Și a aplicat un plan. Apropo de planuri, nu ai voie decât, i-a limitat, da? Uitatul la televizor, nu mai știu exact care era limita, o dată pe săptămână sau nu mai știu, și l-a respectat și în final a citit foarte mult și în final a ajuns un mare neurochirurg. Și acum are și o poziție în America foarte mare. Iată că totul pornește de la un vis. A fost visul mamei. Obstacolul visului nu este sărăcia. Obstacolul unui vis nu este țara în care te-ai născut. Obstacolul unui vis nu este cătunul în care te-ai născut, sătucul și gaura în pământ din care vii. Obstacolul unui vis, din punctul meu de vedere, este întâi familia imediată. Sunt mămicile și tăticii care spun: am poveste reală, tăticul i-a spus fetiței: ești turțică, mămică, nu o să reușești în viață. Pleacă cu asta la drum. Și tu mă compătimești pe mine ca orfan. Păi mie mi se pare de 10 ori mai greu. Una e să nu ai părinți, să zici: bă, e nasol, ar fi fost excelent să-i am. Dar să-i ai și să-i ai așa, să știi că există, dar dintre toți părinții ai tăi aleg să te vadă și să spună așa trăznaie pe gură că ești prost, că nu ești capabil, mai bine varianta mea, crede-mă. Și obstacolul unui vis este întâi familia imediată, celor cărora le spui visul, și dacă ai noroc să spui visul unui prost și să zică că nu o să-ți iasă, că în general visurile nu se îndeplinesc, e nasol. Și după aia vii tu cu
tot pachetul tău. Dar dacă ești tânăr, în general, pachetul este foarte inofensiv. Că e exuberanța vieții și curajul la 17, la 18, la 20, tot se poate și... Poți muta și munții, ai acest avânt, da. Cine te-a ajutat să-ți împlinești visul? În primul rând, uite, mă gândeam, a fost acum două zile, ziua pe 3 octombrie. Suntem în octombrie? Da, în octombrie. A fost ziua lui Titus Munteanu și mi-a apărut mesaj pe telefon, că tot nu mă îndur să îl șterg din telefon. Acest om, stau și mă gândesc cu mintea de acum că atunci mi se părea firesc, nu? De ce să mă alegi pe mine? Nu sunt eu cea mai, că dacă nici la 15 ani nu ești cea mai atunci când? Și nu apreciam, n-am înțeles, n-am priceput nimic. Dar cu mintea de acum mă gândesc cum fiecare dintre noi are câte un om în viață care vine și te ia și te scutură un pic și îți schimbă direcția. Și pentru mine Titus Munteanu a fost omul ăsta. Nu știu cum, dar a avut încredere. Eram o zăpăcită, eram o adolescentă atomică. Și omul ăsta mi-a dat o șansă extraordinară și m-a respectat și a crezut în mine. Și datorită lui m-a pus pe niște șine, știi, și am putut să merg mai departe. Care a fost contextul, mai exact contextul? Eram la Școala Populară de Artă, la clasa Viorelei Filip. Mi-am dorit foarte... E așa, cum fac să ajung cântăreață? Cum se face în România, în București, să ajungi cântăreață? Și ăla zice, bă, ar trebui să încerci aia, printre care unul zice și Școala Populară de Artă. Și m-am înscris la această populară de artă, dar știu că n-aveam buletin încă, deci aveam vreo 13 ani și ceva și eram frustrată că trebuia să mai aștept până să fac 14 ani, dar cumva m-au primit și am promis eu că duc buletinul pentru că nu îmi dădeam drumul de barele de la gardul școlii, știi? Am zis, eu v-am descoperit, e visul meu și nu plec, știi? Nu negociam asta. M-am înscris la această școală populară de artă, la clasa Viorelei Filip și mă trimiteau la tot soiul de... Adică așa era contextul, la tot soiul de preselecții, de festivaluri, de mămăi, de ce se întâmpla pe vremea aia pe plan muzical. Și la un moment dat a venit și Titus Munteanu și a făcut o preselecție acolo pentru că voia o emisiune cu tinere talente. Și am cântat și eu, am găhăit o piesă pentru el și m-a selectat și am crezut evident toți că o să fie o emisiune odată, știi, un revelion. Și a fost și a doua, și a treia, și a patra și au trecut ani și am învățat o profesie și ne-a pus, să-ți dai seama, direct Marius Țeicu. Să ajungi tu de 15 ani să scrie Marius Țeicu piesă, știi, ușile lui erau, că pragul ușii era călcat doar de Loredana, de Revin Angela, Corina și... A fost o șansă extraordinară, de care sunt recunoscătoare că am profitat total. Ăsta a fost încă unul dintre motivele pentru care eu acum sunt la școală. Pentru că eu am preferat să-mi fac profesia atunci și să nu mă duc la școală. Adică eu nu lipseam de la nicio filmare. Eu n-am lipsit de niciun turneu. N-am lipsit de la nicio cântare. Acolo știam că este noima mea. După ce te-ai întors din America... Te-ai gândit să reîncepi liceul. Ai fi putut să dai bacalaureatul foarte bine, să-l iei, însă nu. Ai avut o altă strategie. Ne poți spune de ce? Eu am picat bacul la matematică și m-am pregătit 2 ani pentru proba asta, pentru că celelalte legal mi erau... acceptate, nu trebuia să le redau, puteam să dau doar diferența asta și mi-am depus dosarul și a doua zi când m-am trezit, când a sunat ceasul să mă duc să dau proba, m-am gândit că indiferent de nota pe care eu o să o am în bac, cumulat cu toate notele pe care eu le-am luat de-a lungul liceului, sunt într-o disonanță extremă cu omul care sunt astăzi. Și în același timp aveam și tot soiul de proiecte non-profit în zona mea rurală și ca un făcut cu ghilimele de rigoare, m-am tot întâlnit cu femei
care nu și-au terminat școala și care erau dependente financiar de bărbați și suportau tot soiul de umilințe și bătăi crunte pentru că aveau doar 5 clase, 8 clase, 4 clase. Și așa s-a făcut un cumul de nedreptate. Odată eu în relație cu mine, ce nedrept eu să mă pun în situația în care să ies din BAC cu o medie de 6 de trecere, un 7 nu prea aveam de ce să iau, că știu ce făcusem în liceu. Și omul care sunt azi și omul care aspiră la tot soiul de facultăți, de mastere, de doctorate, și mi s-a părut mai și mi s-a părut și nedrept pentru femeile astea. Am știut că dacă eu am vrut de fapt planul să mă duc la liceu în zona rurală. Am vrut să mă vadă țăranca că mă duc la școală. Și la 40 de ani. Am vrut să mă vadă în zona rurală țăranul care râde de ăla, care, pentru că era și stigmatul ăsta al rușinii, că te întorci la școală ca adult pentru că ești prost. Și atunci am zis, cred că aici e cel mai potrivit să mă întorc, pentru că atât de multe femei au nevoie să vadă un model care face asta, știi? Și după mine poate vor veni și altele și să se creeze o potecă a adultului din rural către școală. Din păcate, legal, toate liceele la care am aplicat din județul Dâmbovița mi-au spus că nu mă pot primi pentru că eu apar că am făcut liceul odată la stat, în România, plătit de stat și nu mai pot beneficia de școală gratuită. Și atunci eu am spus ok, vreau în continuare să mă înscriu la un liceu din zona rurală, dar vreau să plătesc. Și pentru că nu exista precedent, nu existau norme, nu era reglementat și n-au știut câți bani să-mi ia ca să fac liceul, pentru că, ce să vezi, nimeni nu mai vrea să facă încă o dată liceul. Și atunci am fost nevoită să mă duc în București la un liceu privat și cumva mi-a frânt idealul, dar am zis nu-i nimic, am să vorbesc despre asta și am să bat toba și sunt recunoscătoare că multe femei îmi scriu în online și îmi spun că datorită mie s-au reîntors la școală și că dacă... că se poate. Și mi-am dorit să reflecte și mi-am dorit să retrăiesc în acea stare a minții de studiu. Mie plăcându-mi să citesc și plăcându-mi să cunosc lumea, să cunosc despre lume. Și în liceu înveți despre lume. Copiii nu-și dau seama pentru că e vârsta și e teribilismul, dar la vârsta asta pot să spun, am studiat logica în a noua, Doamne, ce mi-a plăcut! Am studiat filozofie, am studiat sociologie, economie, un pic din toate cât să prind gustul către încotro, știi? Și acum sunt a 13-a, că fără frecvență face un an în plus. Am început școala în online. Ieri am avut prima oră cu profesoara pe anul ăsta, cu profesoara de română și am avut fluturași în stomac, că am să o revăd, că nu mai văzusem din vară. Și am avut emoții că la subiectul 2 și subiectul 3 de la BAC tot încerc să o curtez pe profă, să iau note mari, știi, să o impresionez cu studiul meu. E o stare a minții foarte sănătoasă pentru un adult, pentru că cultivi o altă zonă a vieții de zi cu zi. Nu mai e doar despre ciorbă, doar despre copil, doar despre izmenele bărbatului, doar despre ce e de făcut pentru alții. Se creează o zonă în care, hei, acum învăț, sau lau pe bărbatul meu care îi spune copilul, acum mami învață, sau copilul îi spune, mami își face temele. E nevoie pentru adultul acestui secol de acel spațiu, de studiu. Ce ai să le spui femeilor și, de ce nu, bărbaților care se uită astăzi la noi și care nu și-au terminat studiile și au așa o dilemă, să încep, să nu încep, nu sunt cam bătrân, nu-i cam târziu pentru mine? Eu știu sigur că voi avea 80 de ani și voi fi la vreo școală, nu știu care și nu știu pe unde prin lume, dar voi studia pentru că am prins gustul la acel moment cu biroul și cu lampa și cu pixul și cu caietele mele și cu notițele mele și cu mintea care absoarbe și rămân cu gura căscată la fiecare pasaj. Wow, Apostolescule, tu știai chestia asta? Wow, Noa, tu știai chestia asta?
mi se pare fabulos să cunoști lumea dintr-un alt unghi în termenii tăi. Le spun să musai să se întoarcă la școală și să lase rușinea la o parte, pentru că, în primul rând, copiii noștri au nevoie să vadă că noi investim în noi. Copiii noștri au nevoie să vadă că mami, că tati, indiferent de vârstă, au ales să investească în evoluția lor. Când copilul își vede părintele muncind, va rămâne cu un model de viață muncind pentru a se educa. Asta este un exemplu de care noi, ca omenire, avem nevoie, pentru că în continuare funcționăm pe un tipar de primate când te uiți la nivelul de agresivitate din lume. Avem nevoie să ne vadă copiii că investim în evoluția noastră și avem nevoie de independență financiară, și independența financiară este dată de educație. Pentru că satul nu mai este ce a fost odinioară, acum satul are fabrici, satul are corporații și are nevoie de oameni educați. Corporațiile au bani să plătească, oamenii, în schimb, nu sunt la nivelul de pregătire. Mă uit la, stau în zona rurală, avem marile supermarketuri care vor să cumpere, că sunt obligate de lege, tot soiul de legume și fructe de la micii producători români. Micii producători români care, bieți de ei, cultivă pământul, dar nu cunosc business. Ei nu știu ce înseamnă contractul, nu știu ce înseamnă cu cooperativa, o asociază doar cu comunismul și cu ne-a luat statul pământul și suntem obligați să... Numai că Occidentul are cooperativă necomunistă, pentru că așa dăm randament și avem un preț mai bun și putem să-l vindem marilor supermarketuri, cum se numesc, dar pentru că țăranul român nu are informație, nu poate să facă business. El, doar bietul de el, stă și dă cu sapa. Trebuie să depășim nivelul și asta doar prin educație. Dar ce să vezi, liceele din zona rurală nu au fără frecvență. Și am o colegă care vine din Bacău la București, venea când nu era pandemie, să vii în fiecare weekend de la Bacău la București la liceu fără frecvență, pentru că la ea în zonă era doar de luni până vineri fără frecvență. Păi cum să pui fără frecvență de luni până vineri, când studentul de fără frecvență e un adult cu serviciu și familie și are nevoie doar weekend-uri să vină la școală? Extraordinar. Adică îl sabotezi din start. Omul face efortul să treacă peste rușine că râde satul, peste faptul că trebuie să lase blidele, izmenele și tot și să-și ia ghiozdanul din cui, și tu îl sabotezi că nu are școală în zonă. Și ăsta este iar un segment despre care nu se poate vorbi acum, pentru că există alte probleme și n-ai cui să le dai, dar sunt mulți adulți care ar vrea să investească în ei și societatea nu vine alături de ei. Tu apreciezi fiecare etapă de vârstă. Am observat că te simți bine cu vârsta pe care o ai și e foarte bine. Ce ne poți spune privința aceasta? Iubesc faptul că pot să spun și eu că am 40 de ani și abia aștept să spun că am 50 și 60 și eu am 72 de ani. Doamne, mi se pare așa un cadou. Dar asta doar pentru că am termen de comparație cu ce înseamnă să văd oameni care nu au ajuns până la vârsta asta și care ar fi meritat și care și-ar fi dorit să ajungă. Totodată am și termen de comparație pe ce înseamnă să îmbătrânești frumos. Fiecare vârstă are lumea ei, universul ei complex și plin de frumos. Și vreau să vorbesc despre, tu spuneai că ai spus că îmi doresc să fiu om. Și ca să fiu om, înainte de a fi om, trebuia să scap de ideea de a fi sexy, de a fi feminină, de a fi obsesia asta în care trebuia să fiu niște chestii care existau undeva, niște cărți, cineva le-a inventat și trebuia să mă potrivesc și eu cu ele. Și mi-am dat seama că pentru mine toate acele lucruri care umblă pe piață, care ar trebui să fiu, revin sexy, slabă, elegantă, delicată, ce alte adjective mai sunt pe acolo, atribute, pe mine mă împovorau, pentru că eu voiam să fiu în echilibru, în armonie cu mine și cu lumea, dar trebuia să învăț acele noi comportamente. Sex, ce înseamnă să fii? Elegantă, ce înseamnă să fii? Sensibilă, feminină, ce înseamnă să fii? Și nu voiam să învăț și să... Am văzut un documentar cu un crab care pe fundul mării sau a oceanului, ca
și camuflaj punea pe el tot ce găsea pe fundul mării. O bucată de pânză de la pescar, o piatră, o creangă. Și arăta așa o chestie hidoasă, umblătoare. Și așa m-am perceput eu pe mine, cu toate acestea, să fii la modă, să fii... Am zis, ce-ar fi dacă mi-ar ieși să fiu om? Știi? Ce face un om? Cum e un om? Un om nu face rău, un om investește în evoluția sa și a celorlalți, un om iubește, un om creează, un om manifestă niște gânduri, un trecut, un istoric, un prezent și o identitate genetică, nu că e tot o manifesti și pe aia prin felul în care ești, prin felul... Și atunci am vrut să mă rezum la asta. Hai să-mi iasă să fiu om și mai văd eu pe la un 60-70 dacă mi iese și cu sexy și cu feminin. Și pe când oamenii adulți intră în panică asta, mamă, am 40 de ani, trebuie să fiu și eu ca de 20. De ce să vrei să fii ca de 20? Ce anomalie! Nu se poate să fii ca de 20 și nu trebuie... Nu, este, ce clivaj în minte, să te uiți în oglindă, să vezi că ai 40, se vede, nu? Se vede pe trup, dar tu să încerci să vâzi una de 20 în chestia aia de 40 și ai 50 și tu vrei să fii ca la 25 și ai 60 și vrei să fii ca la 40, ce anomalie și ce constanță nu-ți găsești să nu te așezi în matcă. Și pentru asta mă doare sufletul și mă îngrijoresc că poate îmi vine mie și rândul și mie rândul să mă uit în oglindă și să zic într-o zi, hei, astea le vreau mai mult. Și aici vreau două injecții. Și aici, și vreau să investesc într-o societate în care nu ne este teamă să fim exact așa cum suntem, cu tot ce atârnă, cu tot ce a căzut, cu tot, pentru că este frumos. Nu vreau să pun eticheta, aia e baba, aia nu e frumoasă, aia nu arată bine, ăla nu arată bine, ăla are burtă. Suntem frumoși, manifestăm cuvântul lui Dumnezeu, manifestăm intenție divină. Ce, Doamne iartă, mă trebuie mie să manifest intenție de revistă de modă? Știi? Foarte frumos. Asta este. Am 43 de ani și o spun în gura mare și am să tot spun, pentru că pentru 0,0001% din cei care ascultă, dacă cineva se face pace cu faptul că are 43 și 45 și să fie recunoscător pentru faptul că ea are, Doamne, mi s-au dat 43 de ani pe lumea asta. Alții se duc la 19, alții se duc la 20, alții se duc la 30 și mie mi s-a dat. Cum, Doamne iartă-mă, aș putea eu să spun, da, e adevărat, mulțumesc, dar dacă arătam ca la 20, de ce? Ca să mulțumești pe cine? Un partener sexual să vadă în tine ce nu ești? Pentru ce să-ți faci fundul să-ți-l injectezi? Cine să se uite la fundul ăla? Dumnezeule, ce fel de bărbat vrei, în ce fel de bărbat vrei să investești? Care din tot ceea ce tu ești, zice, da, am înțeles, dar ia întoarce-te și așa, da. De ce ai vrea să investești în bărbatul ăla? Și te uiți la vieții noștri de bărbați confuzi total, își fac și ei unghiile ca și noi, se pensează și ei ca și noi, că sunt și ei confuzi dacă noi nu suntem bine în pieliile noastre, că nu mai e bine nimic și trebuie să-mi bagi. Adu la fund, adu la aia. Ei săraci sunt și ei pe margine, știi? Vreau să investesc într-o societate în care te uiți în oglindă, indiferent de vârstă, cu bucurie, cu recunoștință că ești și că te manifesti și că Dumnezeu are să fii. Nadine, dar este o întreagă industrie în care trebuie să îndeplinești anumite canoane. Deci tu ești antitrend. Sunt antitrend, îmi cresc și copilul antitrend și pe cât pot urlu jurul meu despre asta, pentru mine, nu cred în satana, dar asta este satana. Oamenilor nu trebuie să le fie teamă că vine cineva cu coarne pentru că au păcătuit. Nenorocirea s-a întâmplat în momentul în care te uiți în oglindă la tine și tot ce vezi nu se regăsește în ce a zis revista, în ce a zis influencerul, în ce a zis ăla cu milioane de vizualizări. Deci nu ești bun, dă-ți delete. Și aia este crimă, pentru
că mă face să fiu în război cu mine însămi. Iar dacă eu nu sunt în relație bine cu mine, cu cine, Doamne, iată, mă pot fi când nu se înțelege fiică cu mamă, bărbat, nevastă cu bărbat? Eu cu mine trebuie să mă înțeleg. Asta este parteneriatul principal. Nu vorbesc de cel cu Dumnezeu, nu vorbesc de divinitate. Vorbesc eu aici pe lumea asta. Eu cu mine mă țin de mână. Suntem bine așa cum suntem și mergem după jobul ăla și aplicăm la serviciul ăla și îl curtăm și pe băiatul ăla. Dar dacă eu nu am nasul, nu mă potrivesc la haine, nu am măsura, eu unde să mă duc? Doar nu să mă duc așa cum sunt să aplic cu CV-ul la jobul ăla. Nu te uiți la, nu mă uit la mine. Crimă. Ești o mamă la puterea 10. De fapt, nu. La puterea infinit, gata, rectific. Da, ești o mamă deosebită, extraordinară. De ce ai ales Noah? Că așa se numește copilul tău. Povestea este un pic și metafizică și pământeană. Și anume, am simțit că trebuie să-l chem pe Noah. Cumva din meditațiile mele și introspecțiile mele, cred că mi-a spus că așa vrea să-l cheme, mi-a transmis. Și dacă nu ar fi asta și ar fi la nivelul meu conștient, este pentru că, deși cred că după am realizat, după ce am ales numele, dar poate l-am ales la nivel inconștient totuși, Noah pentru mine este ca un nou început, știi, a fost potopul și după potop a rămas Noah cu toate cele ale lui Noe, mă rog, știi? Și cumva înainte de el a fost un mare potop în tot ceea ce am însemnat și după el s-au liniștit apele și am putut să construiesc o lume nouă. Și el mi-a dat ora exactă. Datorită lui m-am lăsat de fumat, datorită lui n-am mai băut, datorită lui m-am întors la școală, datorită lui el e fondul. A scos copilul ăsta cei mai buni din mine și îi sunt recunoscătoare pentru asta etern. El este catalizatorul. Ai luat decizii majore influențată de el, deși tu ai fost influențată de cineva. I-ai povestit despre copilăria ta? Frânturi. Pentru că are momente când, ca orice copil, și atunci ca să-l aduc cu picioarele pe pământ, nu trebuie să-i arăt un filmuleț cu copii care muncesc în fabrici, nu? Exploatați. Îi spun doar una, două din copilăria mea și se adună. De exemplu, el aseară chiar mi-a spus că că părinții mint, a spus el. Și zice, voi părinții spuneți lucruri frumoase, dar spuneți lucruri frumoase, dar neadevărate, ca să nu ne răniți sentimentele. Că nu știu ce făcuse el cu școala și că are teama asta că eu tot timpul mint ca el să se simtă bine, știi? Și că lui nu-i place chestia asta. Tu și m-au apucat niște nervi și am zis, mami, eu mi-aș fi dorit enorm să am pe cineva care să-mi spună lucruri frumoase și să facă un efort să scoată ceva frumos ca eu să mă simt bine în comparație cu realitatea mea în care oamenii au spus ce au simțit și m-au rănit și m-au frânt și aș fi vrut să existe și așa că nu te plânge că eu fac un efort uneori și îmi caut cuvintele ca finalul să fie o vorbă bună și frumoasă. Și el a luat așa pauză și mi-a luat mâna și a zis, mami, ai dreptate. Zice, ești părinte și a înțeles și el. Zic, da, mami, normal că vreau să fie bine, să auzi lucruri frumoase de la mine. Știi? Și atunci îl aduc, îi mai spun deseori. Tot așa odată era, urca scările spre camera lui și a zis, zice, sunt cel mai nefericit copil din lume. Îți dai seama, Laura, că ăla a fost momentul când mi-au sărit toate cele și i-am zis, treci încoace să-ți arăt eu. Să-ți povestesc un pic cum e cu nefericirea. Nu îi spun că sunt conștient, am citit suficient cât să am habar ce se întâmplă, cum funcționează lumea lui și cum își reprezintă el lumea. Dar a fost suficient cât să-l fac să-și ceară scuze și să se gândească de 10 ori, să mai scoată așa ceva pe gură. Ai întreprins multe acțiuni filantropice. Ai înființat o asociație non-profit. Care sunt beneficiarii?
Mi-am dorit foarte tare cu asociația non-profit să activez în zona rurală, pentru că mi-am dat seama că zona rurală nu beneficiază de sprijin, e dificil pentru voluntari, e dificil pentru asociațiile non-profit, nu au sprijin de la primării, consiliile județene nici nu concep ideea de asociații non-profit și parteneriate. Și mi-am dorit să fiu pe zona asta și cum locuiesc în județul Dâmbovița, am ales să fiu aici. Și am început cu elevii de liceu, prin atelierele mele cu dreamboard-ul, pe baza cărora este și cartea. Și după s-a extins un pic la copii din centrele de urgență și după am adăugat părinții. Și pentru că mi-am dat seama că cei mai mulți dintre copii nu aveau sprijin din partea părinților, pentru că părinții erau pe sărăcie severă și neavând rechizite, neavând hrană, le era mai greu să susțină copilul în școală. Și cei mai mulți dintre ei scoteau copilul de la școală pentru a-l pune la munci în gospodărie, eu dorind un copilul să rămână în școală, conștientă fiind de cât de importantă este educația. Dar pentru ca mulți dintre acești părinți să poată ține copiii în școală, aveau nevoie de ajutor, de hrană. Am avut o lecție, am priceput o chestie absolut extraordinară care m-a transformat ca om, și anume, am înțeles că real, oricât de multe bunuri dau unui om, dacă el nu alege să aprindă lumina în el, bunurile pe care eu le duc sunt inutile, sunt în zadar. Și am înțeles că nu despre mine ca asociație e vorba, nu despre ajutor e vorba. Pentru că am avut o mămică, la un moment dat, oricât îi duceam și lemne pentru iarnă, îi duceam de toate în asociație, n-am mai suportat și cu demnitate și-a înfășurat iarna. Avea niște sandale și și-a pus șosete cu pungi de plastic, a prins cu sfoară sandaua de chestia asta înfășurată cu plasticuri și șosete și s-a dus și și-a găsit serviciu în București. Ea a aprins lumina în ea. Eu îi duceam mai mult decât producea ea. Dar ea a dat ora exactă în ea. Ea a aprins lumina în ea și a zis, ăsta e momentul meu. Și mi s-a părut extraordinar. A venit la mine și mi-a spus că nu mai are nevoie de ajutare, în schimb vrea să îi împrumut bani pentru transport dus-întors pentru prima lună. Și ăla a fost un moment cumulat cu multe altele când am înțeles că omul se poate revoluționa pe el însuși și că ajutoarele sunt așa o cârjă iluzorie, că real nu foamea și nu faptul că n-avem electricitate sau căldură ne țin în loc, ci ceva dinăuntru nostru. Ce alte cazuri ți-au mai atras atenția? Am avut o copilă, o minoră, violată în grup și copiii care au violat-o au scăpat cu o amendă penală. Mulți dintre ei nu au fost reclamați pentru că de vină era copila de 13 ani și comportamentul ei, și cumva în zona rurală era de înțeles că ea este de vină și ei nu înțelegeau de ce eu mă duceam la primar și la asistența socială și făceam scandal, pentru că am înțeles că zona rurală vorbește o altă limbă, funcționează încă după, aveam să aflu, întorcându-mă la școală, legile moromeților. Și în cele din urmă am tot vizitat această tânără până când a fost racolată de un grup de prostituție de genul ăsta, și atunci am descoperit o altă realitate a copiilor din sistem, că sunt vânate aceste instituții de proxeneți și de lumea asta, și sar gardul, sar geamul și se duc. Și pentru mine a fost un moment care m-a lăsat la pat. Am stat vreo 3 luni de zile, n-am înțeles cum încerci să salvezi un om, un pui de om, și la sfârșitul zilei corupția are ultimul cuvânt. Violul este o infracțiune care se declanșează la plângerea prealabilă a victimei. Însă există o excepție. Dacă victima este minoră,
procesul penal se declanșează din oficiu. Deci plângerea trebuia să fie declanșată din oficiu de către organul de cercetare penală sau organul de urmărire penală, polițist sau procuror. Cum de s-a întâmplat astfel? Nu știu, mă uimește. Vorbim de o minoră. Mi-am dorit să mă mut la țară pentru că am vrut să am o casă, am un apartament în Buricul Bucureștiului și am trăit foarte mondenă și în Los Angeles și New York și așa, acum măritată și cu copilul, am zis mă retrag la țară, mai boem, mai frumos, fluturaș pe câmpii și cu văcuța, cu foarte idilic băteam eu câmpii și m-am mutat nu departe de București și am descoperit o altă lume care funcționează după cu totul și cu totul alte legi. Și am înțeles de ce votează cum votează, am înțeles de ce este această sărăcie cumplită, de ce nu au acces la educație și nici nu-și dau seama că nu au acces, de ce nu au de niciunele și nu li se, nu, de ce primarii pot face ce vor cu ei și ei în continuare nu au dispensare, nu au acces la drumuri, nu au mașini. Am înțeles că ruralul românesc este evul mediu. M-am dus la poliție să fac o reclamație și polițistul m-a părât celui pe care l-am reclamat. M-am dus la poliție să fac o reclamație pe o chestiune, ei neobișnuit cu asta și m-a contrazis că a zis că nu este contra legii și a trebuit să-i scot legea după Google. Astea sunt niște anomalii care conduc destinele a generației. Și când noi îi blamăm pe cei care pleacă din țară, care au casă și își lasă casa și așa, pleacă pentru aceste mici virgule. Pentru că nu e normal să iei doar amendă penală, pentru că nu e normal că eu am spus atunci primarului, dar nu e normal, eu merg cu, mă dau bună ziua acelor oameni pe stradă și ei sunt violatori. Și nu e lumea și satul despre care eu citisem, în satul ăla, satul scuipa în afara lui violatorul, leneșul, hoțul. Ce fel de sat, țar? Dar și aici revenim la istoricul poporului român și a comunismului, când satul nu mai e ce a fost virusat și revenim la volumul 2 al lui Moromeții, pe care l-am citit doar pentru că eram la școală și dacă nu m-aș fi întors, s-ar fi fost o pierdere, pentru că n-aș fi înțeles multe lucruri despre noi ca popor. Și ne întoarcem iarăși la școală. Ce ai mai învățat de la școală? Ești foarte entuziasmată, te văd, te simt că ești foarte entuziasmată când vorbim de școală. Îmi iubesc documentarea, îmi iubesc cărțile de care am nevoie pentru a mă documenta. L-am descoperit pe Titus Maiorescu și am descoperit Junimea și am descoperit Dacia Literară și am descoperit dorința lor de a salva limba română și am descoperit, n-am știut că cineva a adus o așa bătălie ca noi să vorbim limba pe care o vorbim. N-am știut că am fost la secundă ca limba pe care o vorbim să fie cea a vecinilor noștri. N-am știut că au fost câte un om din când în când care din mocirea aia de otomani și de corupție, era câte unul care a spus, bă, mai bine mor decât așa, ca noi să fim singuri latini din mijlocul slavilor. Și n-am știut pentru că m-au preocupat alte lucruri. În domeniul meu era important să fii frumoasă și să apar mult la televizor. Și să mergi la restaurante bune și să zică lumea ce tare ești. Și sunt recunoscătoare că acum am acces la substraturi, la substraturile acestui popor despre care aflu din cărți, din cărțile de la școală și regret că profesorii sau programa nu pune în valoare aceste elemente unice ale istoriei acestui popor sau istoriei limbii noastre. Când ni s-a dat la școală istoria limbii române, nu m-am mulțumit cu puținele paragrafe pe care le aveam în cartea de curs, în manual. Și mi-am cumpărat una așa de groasă, ca să înțeleg de fapt rămășițele, cum au ajuns frânturi de cuvinte și așa să se formeze această frumoasă limbă. Și apreciez mai mult și am mai multă compasiune pentru noi ca români,
și pentru noi ca popor și pentru că ce mai îmi place, ce am mai învățat, am învățat despre profesori. Eu merg la un liceu privat unde sunt profesori excelenți și profesori ok. Cu mintea de acum pot face diferența între ce înseamnă să ai contact cu un om de calitate care își iubește profesia și care are respect pentru el însuși și profesia sa și implicit și pentru mine ca elev și ce înseamnă să vii să bifezi că ai fost la lucru și că ți-ai făcut cumva chipurile treaba și că se simte. Și cu mintea de acum pot face diferența și de asta sunt îndrăgostită de unii profesori și am fluturat și în stomac când îi văd la ore, fie că e în online sau... Și am învățat... spațiul ăsta, timpul ăsta al meu pe care devine sacru de studiu, în care nu mai intră nici muță, nici cățel, nici bărbat, nici copil și mă dedic total și se întâmplă ceva, parcă mi se deschide capul așa și se creează un context mai mare în care sunt eu și cu ai mei, dar cum zic de ai mei, zic de poporul ăsta, știi? Și uite, mi s-a frânt sufletul când am aflat că noi nu ne-am sincronizat mai niciodată literar, știi, operele noastre și mă gândeam ce înciudați trebuie să fi fost marii noștri scriitori când vedeau ce se întâmplă în Germania, în Anglia, în Franța, din punct de vedere literar și că la noi nu există sau că nu pot face, știi? Și m-a făcut să mă plec și mai mult în fața fiecărui om care a ales să investească în evoluția poporului nostru și a istoriei noastre, știi? Lectura te-a ajutat să-ți transformi obstacolele în oportunități? Enorm! Enorm! În primul rând, personajele despre care citim ne ilustrează o lume mizeră cu care tu te identifici, numai că este portretizată estetic. Adică mizeria aia, cumva personajul și autorul o fac să fie făcubilă, trecubilă, adică poți trece peste. Și te uiți în mizeria în care tu te afli și zici, hai mă, că s-o putea și la mine, știi? Adică asta la prima mână. Ca să nu spun că erau fraze pe care voiam și eu să le am la fel ca personajele din cărți, pentru că eu vorbeam ca un copil de cartier, ca un copil din fața blocului și vorbeam ca un copil cu care nu se vorbește. Nu, și în cartiere, dacă te uiți la copiii noștri sau la cântăreții de rap, vezi că au acel accent care demonstrează că cu ei nu se vorbește și că ei nu vorbesc decât hă, bă, hă. Și eu eram la același nivel, dar personajele și mai ales Balzac, de exemplu, că am o obsesie cu Balzac, cum să nu-ți dorești să vorbești balzacian? Sau acum că citesc Camil Petrescu, frazarea aia, romantismul, eleganța cu care se iubesc, cu care își împărtășesc cuvinte sau despre prietenie. Da, vreau și eu cuvinte. Bine, trebuie să spun că nu știu din ce motiv, de pe la 15 ani am început să îl citesc pe Cioran, mai târziu am început să citesc Țuțea. Nu știu din ce cauză am avut o atracție, mă atrăgeau acești autori. Și a contat enorm că pe limba mea ei îmi spuneau cel puțin Cioran cu pe culmile disperării, nu mai aveam nevoie de nimic. Cineva în sfârșit m-a înțeles, dar într-un mod estetic. Din cărți sau din viață ai aflat de ce nu avem puterea să stopăm abuzurile care periclitează viața noastră? Îmi doresc foarte tare să studiez biologia comportamentului uman. Studiu pe care l-am început deja și citesc tot ce ține de psihopatologia evoluției umane și comportamentul uman în general, pentru că mă fascinează de ce oamenii fac acele lucruri care în mod vădit sunt împotriva lor. Mă fascinează. Am ateliere de dezvoltare personală în care mă întâlnesc cu oamenii și după mulți dintre ei îmi rămân clienți, în sensul că merg alături de ei până ca ei să facă să ajungă să-și atingă acele țeluri pe care le-au stabilit împreună cu mine și mă fascinează cum se sabotează la fiecare pas. E complex răspunsul, de asta am și doresc să studiez ce
ne face să fim împotriva noastră, în mod pentru că de multe ori e conștient. Și un răspuns pe care îl am acum ar fi doar unul metafizic, și anume că ține de destin. Doar dacă ți este scris dinainte să treci prin acele trăznăi, tu treci prin acele trăznăi de bunăvoie. Pentru eu nu știu, eu evit, identific obstacolul, nu stau pe gânduri, l-am eliminat. Fac totul, fac o strategie, ce am nevoie ca să elimin acest obstacol, să ajung dincolo. Pe când eu întâlnesc cu oameni, cei mai mulți dintre ei se uită la obstacol, îl identifică, îmi spun despre obstacol și spune, da, mă, da. Totuși, tu îți dai seama ce ar însemna să fac aia, să o mut pe aia de pe aia ca să elimin obstacolul ăla? Mă mai gândesc. Și pe mine asta mă scoate din minte. De ce să mai stai pe gânduri dacă în mod evident ăla este un obstacol? Și tu te întâmpli cu viață bună dincolo de el. Și am făcut pace, am pus cumva armele jos, am luat și o pauză de ateliere, s-a nimerit și cu pandemia asta, pentru că mi-este greu să merg alături cu un om care în mod vădit se sabotează. Nu știu, eu sunt un om al soluțiilor. Tu ai pus punctul pe i cu întrebarea ta, nu pricep, dar oamenii se sabotează cu bună știință la tot pasul, de bună voie și nesiliți de nimeni. Mă rog, siliți de, aveam să aflu acum din biologia comportamentului uman, de un pachet genetic, de un istoric emoțional, de un pachet endocrin și așa mai departe. Ceea ce, dacă îmi permiți, treaba cu liberul arbitru este praf în ochi. Pentru că dacă la sfârșitul zilei ești condus de niște emoții și de un istoric asupra căruia nu ai control și el îți dictează emoțiile și traiectoria, tu nu prea existi pe acolo cu conștiința ta. Spuneai mai devreme că dezideratul tău era să ajungi precum Corina Chiriac, Angela Similea, însă s-au găsit în drumul tău binevoitori, între ghilimele, care să spună cum să ajungi tu astfel. Tu ești neagră, tu nu o să ajungi niciodată așa. Ai văzut tu la televizor femei de culoare? Da, replica a fost, ai văzut tu cior la televizor? Ai observat acest obstacol și l-ai transformat, l-ai convertit în oportunitate. Cum s-a produs asta? Eu cred că fiecare dintre noi este o vârstă pentru toate, evident, dar este acea vârstă când nu contează gura lumii. Și pe mine m-a ajutat și asta le spun tuturor grăsuțelor, tuturor copiilor cu coșuri, care, doamna Nadine, nu se joacă cu mine că eu am coșuri. Foarte bine că nu se joacă cu tine, că ai timp să investești în tine și în ale tale. Lasă-i să se joace, du-te. Iar așa o fată grăsuță, și cu coșuri, și cu aparat dentar, și săracă, că doamna Nadine, nu vedeți că nu se joacă cu mine? Slavă Domnului, du-te și învață. A ieșit prima pe liceu și a intrat și singura din gașcă la facultate. Alea frumoase? Nu. Și cumva asta s-a întâmplat și cu mine. Ei, nebăgându-mă în seamă, nu prea mai existau ca entitate. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai putut împărtăși experiența ta de viață cu noi. Și eu îți mulțumesc tare mult și vă mulțumesc că ați avut atâta răbdare. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Sper că v-au inspirat și motivat cuvintele frumoasei noastre invitate. Nu ne rămâne decât să ne construim și de ce nu să ne reconstruim viața cu înțelepciune, cu ajutorul marelui arhitect. Mulțumesc, Alina Teodorescu, pentru vestimentația din această seară. O găsiți pe Facebook cu pagina Atelier Alina Teodorescu. Vă dăm întâlnire sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.